Vota PNL 33%, PSD 26%, USR plus 16%, Pro-România 7%, PMP 5%, UDMR 4%, ALDE 4%, PPUSL 4%. Să dăm și datele așa. Populația adultă rezidentă în România din mediul urban în vârstă de 18 ani și peste, 1067 de respondenți. Marja de eroare plus minus 3%, perioada de realizare 28 august 4 septembrie 2020, metoda de culegere față în față la domiciliul respondenților. Domnule Horia Constantinescu, scurt, cum vedeți acest sondaj înainte de alegeri? După părerea mea se vor mai schimba multe chiar până în ziua alegerilor, pentru că lucrurile nu evoluează pe scena politică cumva predictibil. Am convingerea că o reevaluare va fi necesară în mintea Bun. Și în viața fiecărui alegător, deci, se pentru mai schimbă. A putea lua decizia corectă. Se sunt mai cifre totuși care sunt ajustabile de la oră la oră, așa că este un sondaj care trebuie luat sub beneficiu de inventar. Da, scurt că trebuie să ieșim, domnule primar.